În numele Lui Dumnezeu cel milostiv îndurător, pace vouă. Bismillahi Rahmani Rahim, același lucru înseamnă în arabă, Selam Aleikum. Pentru că urmează ziua națională a României, aș vrea să vorbim despre acest lucru în această lecție. Despre sărbătorirea zilei naționale în islam, să spunem așa. Dintre musulmanii care au să audă acest lucru, au să fie o parte care vor spune: nu se sărbătorește în islam ziua națională, pentru că în islam avem doar două sărbători. Sărbătoarea ruperii postului, adică este sărbătoarea care o avem după terminarea lunei de post, luna Ramadan, și sărbătoarea sacrificiului. Și eu sunt total de acord cu acești musulmani. În islam există doar două sărbători. Dar ziua națională se sărbătorește nu din punct de vedere a apartenenței religioase, ci din punct de vedere a naționalității noastre sau a cetățeniei noastre. Pentru că ziua națională este o sărbătoare laică, nu este o sărbătoare religioasă. Deci nu putem vorbi despre islam în momentul în care vorbim despre sărbătoarea zilei naționale. Pentru că este o sărbătoare laică, nu religioasă. Și nu deranjează cu absolut nimica sărbători religioase sau religia. Este normal ca musulmanii români, de exemplu, musulmanii români, să sărbătorească Ziua Națională a României. La fel cum musulmanii unguri sărbătoresc Ziua Națională a Ungariei și așa mai departe. Vă răspund cu toată responsabilitatea: da, este normal. Și nu doar că este normal, este chiar și o datorie și vă argumentez. Trebuie să realizăm faptul că înainte de a fi musulmani, suntem români. Deci prima dată ne naștem în România, suntem români. Și acest lucru se întâmplă deoarece bunul Dumnezeu a hotărât asta. Deoarece bunul Dumnezeu, unul Dumnezeu, a stabilit ca eu să mă nasc în România. Deci Dumnezeu mi-a scris această soartă, acest destin, ca eu să fiu român. Probabil unii dintre români nu sunt de acord că s-au născut aici. Eu le spun simplu: mergeți unde vreți. Le atrag atenția că ar trebui să mai gândească totuși un pic la această situație, pentru că Dumnezeu a hotărât să fie român. Iar România este o țară minunată, o țară binecuvântată de bunul Dumnezeu. Avem o țară cu de toate. Din păcate, noi nu știm să o apreciem și să o respectăm. Asta este ca și cum nu l-am băgat în seamă pe Dumnezeu. Eu sunt foarte mulțumit, sunt fericit. Realmente sunt fericit că Dumnezeu a hotărât să mă nască în România. Respect decizia Lui, o tratez cu respect și iubesc țara asta. E țara mea. Dumnezeu mi-a dăruit-o. M-am născut într-o țară superbă din toate punctele de vedere. Când noi românii vom începe să fim români și să ne gândim la minunea de țară care am primit-o de la bunul Dumnezeu și vom începe să conștientizăm datoria noastră față de Dumnezeu, față de țară, față de familie, vom trăi minunat. Poate o să fie unii care o să spună că sunt mândru că sunt român. Da, sunt mândru că sunt român. Dar nu mă consider mai presus decât alții. Dar nici nu mă consider mai prejos decât alții. Deci
Sunt mândru, dar nu sunt orgolios. Dumnezeu, cum am spus, a hotărât să ne naștem aici, în România. El a hotărât să fim români prin destinul nostru. Apoi, după o vreme, unii români au ales drumul frumos al islamului. Alții al creștinismului de un fel sau de altul. Alții altceva, treaba fiecăruia. Concret, suntem români pentru că a hotărât Dumnezeu. Și suntem supuși la unul Dumnezeu, adică musulmani, pentru că am dorit noi. Practic, ca români, avem obligația de a sărbători hotărârea bunului Dumnezeu să ne naștem în România. Este o formă de mini-respect față de Creator care a stabilit acest destin pentru noi. Ultimul trimis al lui Dumnezeu, Muhammed, pacea să fie asupra lui, a spus: cine nu-și iubește poporul din care face parte, nu are credința completă. În Al-Hadis spune: dragostea față de poporul tău face parte din credință. Mai sunt câteva hadisuri care vorbesc despre acest lucru, dar n-are rost să le înșirăm pe toate. Poate veți spune că profetul Muhammed, pacea asupra lui, nu a sărbătorit ziua națională. Corect, aveți dreptate, nici nu avea cum. Pentru că noua țărișoară care se înfiripa, Arabia, nu avea încă o zi națională. Acest stat era în plină formare și nu a avut atunci o zi națională. Dar dacă profetul nu a făcut ceva, aia nu înseamnă că acel ceva este interzis. Profetul, pacea asupra lui, nu a avut telefon, nu a avut laptop, n-a avut calculator desktop, nu a avut tabletă, nu a avut internet, nu a avut YouTube, nu a avut Facebook și totuși noi le folosim. Deci dacă profetul, pacea asupra lui, nu a făcut un lucru, nu înseamnă că este interzis. Ceea ce este interzis este bine și clar delimitat în Sfântul Coran, în această carte minunată pe care o numim ca o îndrumare de la Dumnezeu pentru noi. Deci nu trebuie să inventăm nimic în plus față de ceea ce Dumnezeu ne-a trimis. Deci putem să stăm în continuare pe internet, chiar dacă profetul Muhammed, pacea asupra lui, nu a avut internet. Și putem să ne cumpărăm telefon, mai ales un telefon ca al tău, care am impresia că valorează mai mult decât valorează vaca mea Pitica. Chiar dacă profetul Muhammed, pacea asupra lui, nu a avut telefon. Să-l folosești sănătos 1000 de ani, fratele meu. În concluzie, transmit tuturor românilor, indiferent de apartenența lor religioasă, la mulți ani români, la mulți ani România.